De ce credeți că a rămas atât de actual Caragiale? Și este invocată actualitatea lui de fiecare dată, așa cum nu e invocat niciun alt sau opera unui alt scriitor. A surprins, chiar sunt doctor, a surprins esența. Esența poporului român, da, a românilor. A... Da, românismul. În 95 am publicat un eseu mare în Express Magazine, ne îndreptăm spre Caragiale despre normal. Adică dacă noi nu suntem caragialieni... Nu suntem, da, nu suntem noi. Dacă putem... Adică tot ce are mai aparte, să nu-i zicem, slăbiciune poporul român, vei găsi la el. În primul rând, la Caragiale toți sunt bugetari, dacă observați. Nu există. El, la el nu lucrează. Cam da, cum se întâmplă acum, doi, să fie înspre... Preocuparea lor pentru politică nu e întâmplătoare, pentru că depindeau de stat tot timpul. Slujba lor, veniturile a lor. A treia caracteristică pe care o întâlnim și la Preda în Moromeț este trâncăneala română. Este ceva, toți își dau cu părerea despre politică. Și cu lui Iocan, toți da, vor comentează părerea, la da, el. Ăștia da, la crâjmă sunt ce? Tot timpul și discută. Da, despre politică cu tare. Și nu e o lume... Doamne, o scrisoare pierdută. Despre ce până la urmă, nu? Este despre relația de Ceciucă și Ciolacu. Adică, până la urmă, dacă... E, nu, e foarte interesant, foarte interesant la el că femeile sunt foarte bine făcute. Adică... Personaje puternice. Da, de-aia Zoe n-a ieșit niciodată pe scenă bine interpretată, pentru că, de fapt, tot ce o caricaturizează. Nu, personajul. În primul rând că Zoe era explicabil, ca și Veta. Deci ei se căsătoreau, sau se recăsătoreau, că și Trahanachi este recăsătorit, cu femei foarte tinere. Și de-aia e relația, adică noi râdem când, că Tipătescu, da. Era foarte interesant, această clasă burgheză avea onoare și nu, adică nu era bine nu să... Nu se expunea da, foarte tare, era tot în, avea teama de da, tot, vorba târgului în și așa mai ăla, departe. Era vorba lui Cațavencu, e damă bună, să știi că nu... Ea nu curățică? Sens, da, eu nici acum nu mi-am dat seama ce înseamnă. Cred că era ce zice... El spunea Caragiale că... Care? Cum zicea, e curățică. Nu, curățică. Curățică. Niciodată n-a zis frumos asta. Adică nu era... Nu curată. Din... Curățică. Da, îmi imaginez, avea așa, era... Eu cred că așa... La ce vă gândiți când spune curățică? La îmbrăcăminte. Adică era, venea din Mahala, dar venea... Era curățică, adică era... Da, era îmbrăcată, nu avea venea. Grijă de ea, chiar dacă venea din Mahala. Așa, avea grijă de ea. De exemplu, nu poți să spui despre tefeliste azi că sunt curățele. Adică, nu. Păi nu, era preocupată. Era nu e că n-au apă. Păi nu era vorba curățică, nu înseamnă de igienă. Înseamnă că te preocupi, cum ești, nu vii cu ciorapiile. Deci, da, să ai hainele spălate, să da, fie călcate și așa mai departe. Da, și pentru mine tot acolo duce ideea de curățică. Cu toate că... Da, Preda era un mare, a și scos o antologie, un mare admirator. A lui Caragiale. Dar eu am găsit, Marius, tu, că multe din... cum să zic... Cum a arătat întâlnirea între Caragiale și Eminescu? Ce-or fi vorbit ei doi? Deci Caragiale era un șmecher. Păi, au avut o iubită, cu, mă rog... El i-a luat. Caragiale a luat iubita lui Eminescu. I-a luat-o, că și lui Eminescu. Chiar pe Veronica, cum da, a venit. Da, pe Veronica Mică. Și după asta... Dar vorbeau între ei. Ce dialoguri fi... Cum ar fi arătat dialogurile între Caragiale și... Eminescu. Cred că Eminescu era prea serios. Mie nici nu, ca publicistul, mie îmi place Caragiale. Caragiale era o minte vie. Cred că Eminescu era așa mai, nu știu, mai suveranist din punctul pentru acesta. Că vă place în primul în proză. Haideți să vedem niște imagini interesante. Ne aducem aminte de la. Aveți răbdare? Da. Scriitorii mor de foame. Îi pare rău, n-ai cum. Sau se duc, găsesc un sponsor și apoi ridică în slăvi și sponsorul ăla nu e nici care al doilea, nici Ceaușescu. Ați cochetat vreodată cu poezia? Ați scris versuri? Nu. De nu. Ce? Mi se pare, cum să spun, e un gen pentru domnișoare, pentru femei. Și tu ai scris, să sper că nu ai scris nu, versuri. Nu e vorba, da, dar nu e vorba nu, știu, de mine. Nu știu, pentru un bărbat, nu știu, cum să scrii versuri, eu te iubesc, nu știu, în versuri. Ai proză, da. În versuri nu trebuie să spui neapărat te iubesc, în versuri pur și simplu te iubesc.
Zău, mi-ar fi rușine. Am citit un interviu, o carte interviu cu dumneavoastră. Se pare că Cecilia Caragea da. Este cea care a făcut interviul Fluviu și m-a frapat un lucru. Dumneavoastră ați avut o copilărie tare nefericită. Și mai mult decât atât, îi condamnați pe cei care au copilării la țară spunând că au avut o copilărie fericită. Eu cred că sunteți fariseu. Nu. Am spus că niciodată, că nici, cu excepția că Marin Preda a înțeles viața de la țară, Coșbuc n-a înțeles-o, Alexandrin n-a înțeles-o, pentru că sau nici Rebreanu, erau fii totuși de aristocrației statului. De sensul ăsta, și nu, dar spuneați de dumneavoastră, că pentru noastră a fost un chin viața din copilărie, că vă trimiteau părinții să munciți, vă trimiteau cu caprele sau cu ce vă trimiteau? Cu vaca, cu gâștele. Și m-a enervat întotdeauna literatura despre sate, cu bunica cu care stă și spune povești. Care bunica? Mi-a spus nicio bunică povești, că mă, cum să zic, trebuia să mă culc, să mă scol dimineața, să mă duc cu vaca. Dar nu era o poveste și o poezie asta, să te duci cu vaca pe câmp? Nu era o poveste, pentru că eu citeam, vaca intra în, acolo, în lucernă? Vie, în lucernă sau în vie, și venea, ăla o ducea la acolo. Și scriitorii mor de foame, îi pare rău, n-ai cum. Sau se duc... Poveste și o poezie asta, să te duci cu vaca pe câmp? Nu era o poveste, pentru că eu citeam, vaca intra în, acolo, în lucernă? Vie, în lucernă sau în vie, și venea, ăla o ducea la... acolo, la primărie, și poate să mă bătea maică-mea. Nu era, nu era nicio afacere. Astea sunt... Nu știu, n-am înțeles niciodată poezia despre sat. Păi nu mă scoate din sărite când auzi și cu fetele care vin la horă în catrințe. În stat, la mine, nu sunt fete cu catrințe. Ați auzit de chestionarul ăsta lui Prost? N-ați auzit vreodată întrebările astea? Aici... Puteți să vreți să răspundeți pe scurt la întrebările astea? Să nu fie întrebări prea personale sau intime. De exemplu, cu poezia aia am trecut, am sărit peste ea. Asta vi se pare o chestiune intimă legată de poezie? Da, nu știu cum. Bănesc așa, dar... Doar să cucerești când ești tânăr vreo domnișoară să-i scrii versul. Da. Păi credeți că mari poezii români au scris să cucerească? Domnul, mare stuc. Este stupid. Domnul, bă, este stupid să fii, să-ți faci o meserie din a scrie versuri. Bărbat fiind. De încolo poți să tragi cu pușca să scrii romane. Vă contrazic total, dar haideți că intrăm aici. Am înțeles. Păi și de ce ar fi altfel să scrii proză, bărbat fiind? Să scrii un roman de dragoste. Ai știu dreptate, că bărbat fiind ar trebui să ari sau să stai, cum să te tragi cu pușca. Stai acolo ca prostul și scrii toată ziua. Mamă, ce tânăr marele Jack. Ce frumos era. Acum câți? 23 de ani, nu? Parcă era 2001. 2001, da, 23 de ani. Da. Și la fel cu poeții ăștia, la fel, nu? Da, păcat că n-am amintit aici, cred că era. Aia, imbecilitatea lui Alexandri. Deci Alexandri era un moșier, da? Și el petrecea toate vacanțele la Veneția sau la Nisa, exact. Iarna, și venea și el din când în când. Vara, da, ce întotuși, dar moșie. Băi, eu mereu am zis... Nu mai să nu mergeți la Sinaia, la Găgești. Hai să luăm așa versurile lui, că aia merge. Că ești un pe câtire. Drumul de costiș. Nu, aia că duce, aia era un fel de... Că, în perioada lui Ceaușescu nu există un tip atât de prost în materie de proiect curtist. Așa. Da. Cum era? Purtând cofița cu apă rece, așa. Pe săi umeri dalbi rotunjori, juna rodică voioasă trece pe lângă aia, junii semănătoare. Stai puțin, imagine, ea era rodică, cred că era vai de capul ei de scurt. Poate era curățică. Hai, mama, stai. E cu grăbire, îi sară în cale. Băi, ai dracule, cred că voi o să o violeze. Nu, încercați. Băi, arau, măi, nu înțelegi. I-au sărit în cale pentru că avea apă rece. Nu, băi, mă rog, aveau apă mare. Băi, cine scrie, mă, asemenea prostie? Bun, dar cu poezia, în continuare, aveți aceeași părere? Păi, mine cu ce? Ce? Cum adică? Păi, Arghezi, nu e poet? Cum adică? Eu nu l-am înțeles. Nici pe Arghezi nu l-am înțeles. Tu nu înțeles asta cu Rodica. Mă, eram, nu, e prea... era la 1800. Trebuie să facem analiză Maris. Pe text. 1800? Era 1890 sau cât dracu, Rodica era de la țară. Nici acum nu trece. Ce aveți, domnule? Cum aveam umeri dali? N-a avut altă rimă.